Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor. Astăzi vă prezentăm un cântec care a devenit unul dintre cele mai mari succese ale anului 2005. Este vorba despre piesa Rămâi cu mine, interpretată de Andra și compusă de Adrian Romcescu. Andra este fără îndoială una dintre cele mai bune voci ale generației actuale de soliste. Înzestrată, cu un timbru unic și cu un munte de talent, ea s-a lansat în muzică încă din adolescență, iar de-a lungul timpului a demonstrat că poate aborda cu succes orice gen muzical, de la pop până la muzică populară. Însă pentru a avea succes nu e suficientă doar o voce bună, ci și piese pe măsură care să prindă la public. Unul dintre marile hituri lansate de Andra este și piesa Rămâi cu mine. Compusă de Adrian Romcescu pe versurile Danei Dorian, melodia a fost inclusă pe albumul omonim, apărut la începutul anului 2005. Visul se stinge și sub ochii mei totul s-a încheiat. Tot ce eu am sperat, visul meu s-a stins cu minte, așa cum a început și nu știu cu ce am greșit. Rămâi cu mine este una dintre melodiile mele de suflet, pentru că cu acest cântec am participat la festivalul de la Mamaia, am participat la Cerbul de Aur. Faptul că e compusă de un om la care țin foarte, foarte mult, Adrian Romcescu, o face și mai specială. Colaborarea cu Adrian Romcescu a venit așa, peste noapte, pentru că ne știam, ne cunoșteam, eu îl știam mai bine, îl admiram și încă îl admir. L-a sunat pe tata și a cântat demo-ul melodiei la telefon, nici măcar țin minte că nu avea versuri melodia, dar ne-a plăcut foarte mult linia melodică și pentru că a fost cântată de Adrian Romcescu, ne-a plăcut din prima. Cânta ba 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 ba, așa era demo-ul. După care ne-am dus și am înregistrat cântecul cu Andrei Tudor și a ieșit ce a ieșit. Un mare hit, o melodie care rămâne peste ani, un șlagăr. Nu știu dacă astăzi, cum să zic, nu toate melodiile rămân șlagăre, rămân peste ani și ani în sufletele noastre. Sunt puține melodii care rămân așa în sufletele noastre și parcă te legi de melodia aia cu amintire frumoasă și Rămâi cu mine este unul dintre aceste cântece care ne place nouă să le spunem șlagăre. Noi ca și artiști încercăm cu fiecare videoclip să venim cu ceva nou în imagine, în muzică. La momentul respectiv simțeam nevoia să fac o schimbare. Melodia era un pop rock și atunci am zis că e momentul să venim cu ceva nou în imagine, deși lumea nu era obișnuită cu mine mai rock. Stilul din acel videoclip și din perioada respectivă a fost mai rock. Îmbrăcămintea, muzica, concertele erau înspre pop rock, așa că am cântat de toate. Am avut în cei 17 ani de carieră timp să experimentez tot ce mi-am dorit din punct de vedere muzical și al imaginii. Cu o carieră impresionantă, zeci de hituri lansate și sute de concerte, Andra este una dintre cele mai bune voci feminine din România. A lansat până acum 13 albume de muzică pop, dar și populară, ceea ce dovedește că este un artist complet care poate aborda orice stil muzical cu același succes. Aceasta a fost povestea cântecului Rămâi cu mine, interpretat de Andra în cadrul campaniei Eu aleg România, ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor. Vă invit să descoperiți și celelalte cântece pe site-ul campaniei eualegromânia.ro.